Bun găsit, dragii mei, la ediția de astăzi a interviului WOW. Invitatul meu de astăzi este Camara și o să-i spun bun venit și mulțumesc că ești alături de noi astăzi. Mulțumesc mult pentru invitație, bine te-am găsit, Diana. Sunt a doua oară aici în studio, dar prima oară cu tine. Prima oară cu mine, da. Într-adevăr, mă bucur să te întâlnesc pentru o, eu știu, seară relaxantă. Să discutăm ce e de discutat. Să povestim. Așa că hai să începem. Hai să începem. Nu știu cu ce aș putea începe, adică tu ai foarte multe calități și ca artist și ca solist și foarte, foarte multe. Dar eu aș zice că cumva atributul care te definește pe tine cel mai bine ca om este calitatea de tată. Și foarte mulți tați ar avea ce învăța de la tine, tot, de la A la Z. Cred că toată lumea știe, nu mai e un secret, că băiețelul tău este bolnăvior, că de mulți ani vă luptați cu o boală, că tu ai fost alături de el și ai luptat și ai făcut tot ce ai putut tu ca să-l ajuți în anii aceștia. Care e situația acum? Cum stau lucrurile? Da, într-adevăr, chestiunea aceasta, care na, poate fi numită boală sau mai degrabă o întârziere motorie, că este o întârziere motorie, el în rest e sănătos, mulțumim lui Dumnezeu, dar e o întârziere motorie care a fost cauzată la naștere. Fosta mea soție trebuia să nască doar pe cale de cezariană și a fost obligată de către un medic rezident din Constanța să nască natural și la 8 luni și fără travaliu și fără nimic. Pur și simplu i s-a părut lui. Nu știu ce a fost în capul lui în această seară. Am înțeles că s-a mai întâmplat același lucru cu 7 alte femei care erau în aceea seară în spital. Habar n-am ce a fost cu omul acela. Să-l ierte bunul Dumnezeu tot ce pot să zic. Ideea e că Leon era sănătos, n-avea nicio problemă. Eu am și plecat liniștit, că eram la Moscova când s-a întâmplat toată povestea asta. Și fosta mea soție a plecat pentru o seară cu o parte din familia ei. Așa că nu ne-am gândit că se poate întâmpla ceva. Nu anunța nimic. N-a avut nici măcar contracții. Toate analizele erau în regulă. Tot era în regulă, iar eu trebuia să mă întorc și abia apoi, după vreo 3 săptămâni, să nască de la întoarcerea mea. Așa că nu era nici cea mai mică problemă. Și aia a avut o ușoară sângerare, a ajuns acolo, mă rog, povestea a fost că a născut pe cale naturală și nu a fost pus în incubator, o altă greșeală, ei s-a făcut și vaccin care nu trebuia să-i se facă atunci fiind prematur și copilul, dacă era ținut în incubator, nu ar fi fost cazul probabil să-l vaccineze cu acel vaccin. Și mai mult de atât, i l-au dat să-l alăpteze și a făcut un stop cardiorespirator. Și de aici toate problemele astea cu tripare se spastică. Însă noi ne-am concentrat pe a face bine, nu pentru a ne plânge și multă vreme nimeni n-a știut nimic. Timp de 3 ani am ținut totul în bucătăria internă, am făcut tot ce am putut să fie ok. Din păcate, în mod când ne-am despărțit odată cu despărțirea noastră, a ieșit la iveală și situația cu Leon și de aici lupta a devenit publică. A înțeles și restul lumii prin ce trece Leon și pe undeva a fost bine. A fost bine pentru că am motivat și multă lume să facă pași în acest sens. Sunt mulți părinți care mă sună să mă întrebe, sunt și mulți părinți care mă sună să-mi dea sfaturi în locurile unde au fost. Chiar și acum, înainte să vin, mă sunase o doamnă pentru băiețelul ei, care avea fix cam aceleași probleme precum Leon și care a avut o operație prin Republica Moldova, iar acum vrea să meargă în Spania, crezând că eu deja am fost. Ideea este că așa se întâmplă. Aproape zilnic cineva mă caută pe Facebook, pe Instagram, scrie pe YouTube și mai departe la comentarii. Toți vor să știe exact evoluția și mulți empatizează cu această luptă. E o luptă care pentru mine seamănă un pic cu ce se întâmplă în filmul La Vita e Bella lui Roberto Benigni, cu lupta unui tată pentru băiatul său, dar evident în această ecuație nu lipsește mama lui, alături de care facem tot ce se poate pentru el să fie bine. Oana pe partea ei face ce poate, eu fac ce pot pe partea mea și împreună facem tot ce este mai bine pentru Leon. Chiar dacă noi nu mai suntem împreună, asta nu înseamnă că nu ne facem treaba de părinți, ne facem treaba de părinți atât cât se poate de bine și de altfel o să plecăm împreună la Barcelona pentru luna aceasta pe 23-24 iulie. Rămâne de văzut cum ne situăm cu avionul și cum stă toată treaba cu analizele și așa mai departe, să le avem pe toate gata la zi.
Dar câte operații a avut Leon până acum? Adică a existat totuși o evoluție, nu? A avut 6 intervenții cu celulele STEM în Turcia, la Istanbul. Toate acele 6 intervenții au avut un efect benefic asupra lui, pentru că a devenit mult mai perspicace și e mult mai bine dezvoltat pe partea cognitivă. Chiar după a treia intervenție a știut singur să se ridice în fund. Bineînțeles că face kinetoterapie, nu putem să scoatem asta din ecuație, că și kinetoterapia e principalul atu cu care un copil cu asemenea probleme se dezvoltă. Totul este de fapt adițional. Toate lucrurile se ajută între ele. Nu există doar fac lucrul ăsta și gata, m-am sigur făcut bine. Că da, nu e genul ăsta. E o recuperare de durată. E o recuperare de durată. Am avut un medic la un moment dat care ne-a zis nici să nu visăm că înainte de 7 ani să meargă. Ar fi o minune chiar să meargă înainte de 7 ani. Dar asta foarte târziu am aflat, pe la 11 luni. Adică foarte târziu am descoperit care sunt adevăratele probleme pe care le are Leon, pentru că în prima instanță nimeni nu ne-a zis, nici medicul de familie, nimic. Un singur domn doctor a venit și ne-a spus asta acasă, la un moment dat zicea, e posibil să aibă nevoie de recuperare pe parte motorie. Una peste alta este că acum lucrurile sunt pe făgașul cel bun. El e foarte atent, foarte amuzant, are momentele lui de comedie fantastică, foarte rar îl găsești supărat, e tot timpul vesel, cântă la pian, știe o grămadă de piese, n-am văzut un om să știe atâtea piese. Deci adult fiind, și cred că știe mai multe piese decât adulții, știe versuri și mă corectează pe mine, îmi spune mie, cântă-mi piesa cu tare, eu îi cânt, se face că vorbește cu bunica lui sau chiar vorbește și dacă am greșit un cuvânt, se întoarce către mine și zice, ai greșit, înapoi, încă o dată, așa îmi face tot timpul. Eu chiar voiam să te întreb cum reușești să-l menții cu moralul ridicat, cum reușești să-l menții pozitiv, pentru că e o situație grea pentru el, nu? Da, dar e un luptător, el își spune tot timpul că Leon e un învingător și i-am făcut o piesă care se numește Leon și pe care el o tot repetă, zi de zi o cântă, îi vine în minte, o cântă, el chiar a cântat pe piesa respectivă în intro, pic și vorbește, toate astea s-au întâmplat în mod natural în studio, piesa compusă de Ralph Lowe, versurile scrise de mine și la un moment dat el a auzit pentru prima oară linia melodică și a început să o fredoneze. Moment în care Ralph l-a propus ce ar fi să facem cumva să fie și el pe piesă. Și însă ar fi interesant. Și imediat l-am pus la microfon. I-am reglat microfonul pe înălțimea lui, eu îl țineam în brațe și zice ta 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 da. Și după care zice împreună, gen să cântăm împreună. Îi place muzica, zice, da, chiar îi place. A avut și un schimb de replici cu mine, zic, cine cântă, tata, pentru cine, pentru Leon. Și ideea este că dacă nu ieșea ceva bine în capul lui, zicea, încă o dată mai înregistrăm. Bă, nu se poate așa ceva, zic, incredibil. Și asta se întâmpla în decembrie, în decembrie 2018 am făcut piesa și când am întors din emisiune, undeva în aprilie am înregistrat în 2019. Adică nu avea nici 5 ani când făcea lucrurile astea. Acum a făcut 6 ani și e și mai și. Mi-am amintit acum câteva zile am fost la restaurant și restaurant era pe o terasă și i-am zis, hai să-ți dau, era masa lui de fruct. Și zice, ce-mi dai? Și zic, uite, am cumpărat o banană și mănâncă din banana asta. Ia banana, o mușcă și face așa. Și ce mai ai? Asta nu, ce da, mai da, ai? Da, da. Are un fel de a spune, nu-mi place un lucru, ca să zici măcar să deranjeze. Să nu te jignească, să nu te jignească. Bă, nu-mi place. Înțelegi tu așa. Da, nu? Da, da. Cu mamica lui e mult mai șantajist. La mine când îi zic, hai că trebuie să mă mănânci, că mergem în parc, dacă nu mănânci, nu mergem, adică cu chestii. La mamica lui zice, asta nu-mi place, altceva. Asta nu-mi place, altceva. Eu e direct, așa da, e. Da, la mine mai greu. Mie îmi face altceva. Eu m-am prins în ultima vreme, are chestia asta. Când vede că nu-mi place ceva anume, dar rar se întâmplă, face așa. Gena râgâie și zice, gata, Leon s-a săturat. Leon nu mai vrea. Uite, pare un copil vesel și un copil care se bucură de tot ce e în jurul lui, în ciuda
problemelor pe care le aveți. Pentru că așa este cum să spun, atmosfera în jurul lui. Nimeni nu-l face să se simtă... Voi ați creat asta. Da, normal. Nimeni nu-l face să se simtă că ar avea o problemă. Că ar avea o problemă, exact, da. De altfel, chiar dacă are aceste probleme motorii, din punct de vedere cognitiv, îi bagă pe mulți în buzunar. Adică, e supra-dezvoltat pe partea cealaltă, da. Adică eu îl văd cum cântă uneori și nu vine să cred să știe atâtea versuri fără să le fie ascultat, să zic, 4-5 luni trece de când a ascultat o piesă și el mai știe versurile pe de rost. Am o piesă în lucru cu Ralph de mai multă vreme, am făcut și un videoclip la ea, dar nu am scos-o și tot așteptăm momentul oportun, pentru că mai avem multe alte piese înainte, și el, cunoscând piesa, îmi zice numele piesei și mi-o recită de la început până la final, fără să greșească un cuvânt. Se întâmplă uneori, când ajunge la strofa 2, eu nu mai știu. Deci eu, necând în piesă, eu nu mai știu versurile exact. Și el așteaptă de la mine și zic, zi tu, Leon, cum începe? Continuă tata. Știe mai bine decât mine versurile pieselor noastre. Și nu numai ale mele, ci ale tuturor celor din trupă. Asta este fantastic, nu? Și, deci eu, un copilaș care respiră muzică, știe Queen, Bob Marley, Judas Sam, Francis Cabrel. Ți-a moștenit talentul. Și da, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu ascultam și eu ABBA, Boniem, când eram mic, Michael Jackson. Dar ce mi se pare că e ceva mai mult decât eram eu când eram mic, deși și eu aveam o memorie fantastică și mi-aduc aminte de lucruri din fragedă pruncie, aș spune, adică am flash-uri de la un an și trei luni. Da, e cel mai vechi flash al meu, îl am și acum, eu sunt stângaci, dar mi-aduc aminte că țineam biberonul atunci cu mâna dreaptă și cum l-am scos așa printre gratii și i-am dat drumul să se spargă. Am fix chestia asta, mi-a rămas în minte. Și am întrebat-o pe mama și mi-a zis că ăsta era un obicei de-al meu, de fiecare dată după ce terminam de băut laptele. Deci chiar e o amintire, nu e o chestiune de imaginație. Drumul. Îi dădeam drumul să se spargă și pe vremea lui Ceaușescu nu prea erau de plastic, majoritatea erau din sticlă, ceea ce nu era rău, de altfel. Da. Cum stați cu, nu știu, cu banii necesari pentru operație, pentru recuperare? Știu că ai strâns niște sume, la un moment dat se mai adunase ceva, cum mai e, care e situația? Ideea este că sunt foarte multe lucruri pe care le avem de făcut pentru el. Dincolo de faptul că intervenția asta se repetă odată la 8 sau 10 luni, după intervenție și plus călătoria până acolo și mai departe, după intervenție este o perioadă de 3 luni de recuperare care, sigur, iarăși are costurile ei și apoi mai are încă după asta o altă plecare în Spania, care bineînțeles cu costurile de rigoare mergi la o altă clinică care se numește Essentis. Acum mergem la clinica Barcelona a doctorului Nazarov, unde se va opera de miotenofasciotomie. Dar apoi e o perioadă de recuperare după acele 3 luni, pentru că el nu are voie timp de 3 luni să mai facă kinetoterapie în mod intensiv. Și atunci, abia după acele 3 luni, el va putea să reintre în programul obișnuit de kinetoterapie și va trebui din nou să ne deplasăm acolo, la Barcelona, unde să facă 2 săptămâni de recuperare și abia apoi să revenim în România să continuăm programul lui obișnuit de kinetoterapie. De altfel, chiar ne-am mutat lângă centru, lângă centrul lui unde face terapia, special pentru a nu-l mai chinui pe drumuri, du-te, vino, aleargă de dimineață, seara, mai plecăm și la alte terapie și e foarte fericit că în cele din urmă are camera lui proprie cu tot ce are nevoie în ea. I-am pus acolo necesarul ca la centru de terapie, mai lipsește un spalier acum, de care chiar mi-am amintit astăzi. Zicea, mai trebuie spalier ca să mă ridic. Vezi, el e motivat, își dorește, nu? El m-a întrebat dacă când plecăm în Spania și eu am zis pe 23, zice, mâine. El știe și vrea să facă lucrul ăsta. Deși, na, temerile părinților întotdeauna vor exista, că fiecare lucrușor pe care îl faci implică sigur, eu știu, riscuri. Un risc, da. Și de aceea noi mai avem momente așa de ezitare, dar... Copiii n-au temerile noastre, da, așa e. Și dacă nu le faci, nu vei avea niciun progres. Acum, na,
Unii au altă modalitate de a gândi, că e bine să lași omul așa cum e, dar stai așa un pic, așa cum e, așa dacă cum există, e, cum, el era bine, nu era așa. Da. Adică tu era, repari practic ceva ce s-a... ce au stricat alții. Da. Căutam să reparăm acum ce au stricat alții. Și le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi și ne-au susținut atât financiar, cât și cu un gând, cu, eu știu, o recomandare. Cel care a fost alături de noi încă de la începuturile acestei lupte publice e chiar în Sarduman, care ne-a ajutat mult în plecarea în Turcia. Mai e și o fundație care ne-a ajutat la un moment dat, pe lângă micile donații pe care au reușit și oamenii să le facă. Și continuați, plus, aveți un cont, da, în care să facă în continuare donații? Da, avem în continuare o campanie pe care am deschis-o printr-un prieten din Anglia, pentru că de aici, din România, n-ai cum să deschizi campanii. România nu este eligibilă pentru a deschide campanii pe Facebook, sub nicio formă. Poți doar să deschizi o campanie pentru o cauză, eu știu, tot din afară, dar nu poți pentru o cauză personală, nu poți deschide. Și doar de afară cineva poate să deschide. Dar se poate tine. Dona din România? Nu, da, nu, da, nu. Se poate dona din România, se poate dona din orice colț al țării. Să putem aduna, pentru că după aceste trei operații posibile, pentru că sunt trei de fapt, eu am crezut inițial că e doar una la Barcelona, da? Din ce ni s-a explicat, după fiecare puseu de creștere trebuie refăcută, da, pentru a scăpa din nou de spasticitate, și fiecare operație iar necesită același, eu știu, ciclu același, da, de recuperare, da, și de deplasare încă o dată după în Spania. Și după toată această poveste cu Spania, poate, cel puțin, și eu unul cred că se va întâmpla și asta la un moment dat, mai e o intervenție care se face în Statele Unite pe coloana vertebrală. Eu mi-aș dori foarte mult să n-ajungem până acolo. Însă acea operație te scapă definitiv de spasticitate, însă este irreversibilă. Îți atinge 65% dintre nervii de pe coloana vertebrală, de pe vertebra, nu știu, 4 parcă, și e un singur doctor în lume care face asta, doctorul Park, și bineînțeles am înțeles că ar mai fi un student de-a lui, dar care operează numai cu recomandarea de la el, e Hables Helbert în Germania, nu știu dacă în Bonn, dacă nu mă înșel, care mai face această intervenție pe o vertebră. Că mai fac alte țări rizotomie doxală, dar fac pe mai multe vertebre. Ai învățat despre medicină, cred că tot ce... Da, ce să fac acum? Vrând. Acum, dacă tot am vorbit despre asta, lasă-mă, te rog, să nu știu, să rugăm și noi telespectatorii și cei care ne urmăresc acum. Și cu toți am trecut printr-o perioadă grea, cu toți ne-am pierdut sau ne-am diminuat veniturile, avem joburile, afacerile, unele pierdute, altele la capacitate mai mică. Cum e la noi, de altfel, la zero? Cum? Da, exact. Dar din puținul nostru, haideți să-l ajutăm pe Leon, haideți să donăm cât poate fiecare, nu înseamnă o sumă, deci pentru nimeni un 5 euro nu înseamnă o sumă, dar adunați fiecare cei 5 euro de la multă lume, pentru Leon chiar poate însemna o schimbare și e păcat, pentru că o putem face și pentru că întotdeauna ceea ce dăm se întoarce la noi. Și în momentul în care dai ceva, nu dai, credeți-mă că mai mult în momentul în care dăruim, primim noi decât primește cel căruia îi se dăruiește. Chiar la un moment dat un tânăr de vreo 24 de ani care este imobilizat într-un scaun cu rotile și are o problemă cu oasele a donat 6 euro. Am avut posibilitatea să văd efectiv fiecare om și la fiecare om care a donat, eu am intrat și i-am mulțumit personal. Așa am făcut. Indiferent de suma donată, că a fost 4 euro, că a fost 200 important de euro. Important e că da, că a contribuit. Da, că pe acolo s-a învârtit. Și acel băiat a donat 6 euro. Atât de tare m-a emoționat când venea să plâng. Zic, Doamne, uite-te, un om care are problemele lui s-a gândit să doneze altcuiva care are probleme, zic, wow! Și uite, așa primim bine viața, da, noastră, da, dând. Corect, corect. Da. Și eu, la rândul meu, n-am făcut ce am putut fără să fac un cinema din asta, că nimeni n-a știut, la rând, am cântat în atâtea locuri și, sau am donat în atâtea situații, dar nu știam o secundă că voi trece prin probleme. Dar iată, uite, acum când și eu am anumite probleme, au fost și alți oameni care cumva
au ajutat. Și de-aia zic, cum vorba ta, cum ai spus, Adineau, 4 euro, 5 euro de la fiecare înseamnă enorm, exact, da, adunat pentru un om în momentul respectiv, când are nevoie. Că atunci contează. Exact în momentul ăla când ai nevoie, e important să te ajute cineva. Ca apoi, na, când e bine... Și e foarte rău, mă gândesc la voi ca părinți, să fiți neputincioși cumva în fața bolii copilului și să căutați soluții. Și de-aia zic, dacă există ajutor și dacă oamenii pot să vă ajute, e păcat să nu o fac. Adică da, să vindeci un copilaș care, nu știu, nu poate merge, nu? Da, da, asta este chiar cumplit. Și mă uitam la o grămadă de copii, că mergând în atâtea locuri, am văzut și alte cazuri. Sunt unii care merg, efectiv au reușit să meargă, dar cognitiv nu sunt recuperați. Pentru că, așa cum am spus, tratamentele astea sunt cumva complementare. Da. Cu celule STEM, cu, mioteonofasciotomie și probabil în ultima instanță rizotomie, cumva pot fi complementare. Eu am văzut copii care s-au recuperat pe partea motrică, dar nu și cognitivă. Persoane care s-au recuperat, nici nu știu cum e mai bine. Da. Cum e mai bine să meargă și să nu poată gândi, să gândească și să nu meargă? N-ai cum alege într-așa ceva, într-o situație de asta, n-ai cum. Pe de altă parte, cum e mai bine să fii cu capul pe umeri și adevărat, să gândești. E adevărat, dar eu zic că până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi bine pe toate părțile. Așa și este. Acolo, știi cum e, că ce gândești aia atragi? Trebuie să gândim că va fi bine, trebuie să ne imaginăm cel mai bun scenariu posibil. Corect. Cumva. De exemplu, centrul la care merge Leon e centrul unei familii, de fapt, care a reușit să facă lucrul ăsta pentru copil. Au un băiețel pe nume Darin și acel băiețel chiar a dat numele centrului, acum e mai mare, a reușit să se recupereze binișor și e și el pe drumul cel bun. Și, practic, motivația unor părinți îi ajută și pe alții să tragă cât mai tare. Iar eu le spun tuturor părinților care au copii cu asemenea probleme să nu cedeze o secundă și să lupte, pentru că numai ei pot fi cei care îi ajută cu adevărat, pentru că și cu bani, că am văzut familii cu bani care nu au făcut nimic pentru copiilor. Efectiv, și nu îi înțeleg. Pe ce motiv? Efectiv, că e riscant, că nu cred, că sunt multe povești, că nu știu ce... Verifică poveștile, da, și du tratamentele încercăm, până la, nu? Capăt. Foarte mulți n-au dus tratamentele până la capăt și se plâng. Pentru că la primul hop probabil au avut rezultat și la primul... Da, și au zis, nu se văd. Da, nu se văd, așa. Nici nu se vede așa. E o luptă, da, de ani, însă, da, la final vei fi bucuros să-ți vezi copilul pe picioarele lui. Despre asta este vorba. Tu ai custodia lui totală? Avem o custodie comună. Nu. Da, copilul stă la tine? Da, domiciliul este la mine, stabil, dar custodia este comună. Stă, aha, și la mine și la Oana, pentru că copilul are nevoie de ambii părinți. Absolut. Mai ales că suntem în viață, nu? Unii n-au șansa asta. De exemplu, mie mi-a murit tatăl când eram mic, aveam 7 ani, fratele meu avea 2 ani, sora mea avea 2 luni, adică noi n-am avut șansa asta să avem ambii părinți. Când ai ambii părinți, vii. Ar fi trist să nu-i vezi. Da, cum? Cum? Da, bineînțeles, se pune problema. Răutățile astea apărută în urmă unui divorț, nu, da, nu și-au rostul. Alea s-au estompat. Au fost o bună bucată de vreme și din alte considerente, dar pe parcurs ele s-au estompat și consider că suntem oameni maturi și avem grijă de Leon într-atât încât totul să fie bine pentru el. De altfel, cât a fost carantina, Leon a stat la bunicii lui din partea Oanei, că ai mei nu mai sunt de mult. A stat acolo timp de 2 luni, chiar dacă nu a avut parte de terapie, a avut măcar parte de bucuria de asta și cu bunicii, să-i cunoască și mai bine. E foarte important pentru copil, da. A stat la curte, a stat liniștit acolo. Ideea este că, într-adevăr, lipsa terapiei s-a văzut în momentul când a reluat treaba. Dar acum oricum nu se făcea. Dar dacă vreodată se mai întâmplă, Doamne ferește, să ne mai închidă printr-un absurd. E un scenariu cumva tot... Nu e ieșit din calcul. Da, da. Am reușit să fac acasă fix un mini centru pentru Leon în camera lui și va avea măcar necesarul să facă
măcar la 50%, măcar, prin ce știu eu, ce am mai văzut eu, ce am mai văzut mămica lui, să facă terapie acasă, să-l ajutăm la să facă de recuperare. La cum te văd eu, cu siguranță reușești să faci. Și îl motivez zilnic, îl las, înainte nu aveam unde să-l las, că stăteam la garsonier, acum i-am făcut așa frumos încât îl las și zic, uite, faia jos acolo, faia jos acolo și încearcă și uite, zice, am făcut, ai văzut tata, ai văzut, mă vede tata. Zic, e prin tunel acum, că i-am făcut și un tunel care duce într-un, înainte era frică să intre într-un tunel. Dacă nu vedea ce se întâmplă în jurul lui, el apuca panică, acum nicio problemă. Deci, mai văzut tata, sunt în tunel. Știi? Deci, practic, lucrurile astea pentru el contează foarte mult și e foarte fericit, zice, peste tot, că are camera lui proprie, cântă la pian, are masa lui de activități și toate lucrurile astea, tratamentele astea, îl ajută enorm de mult în dezvoltarea lui cognitivă, dar din și motrică. Din toate punctele de și vedere motrică. Și emoțională, până da, la urmă, să, cu totul, cum să, sigur. Cum să. Da. Tu ai divorțat cam de 2 ani, așa? În acte, da, de despărțire am despărțit în 2017 prin, pe la sfârșitul lunii mai, așa, aproximativ, și am mai locuit împreună 6 luni, nu știa nimeni când ne-am despărțit, da. Însă oficial, și de ce am locuit, poate pentru că speram, probabil amândoi, să găsim o cale să mai reparăm povestea, da. Însă abia în ianuarie, s-a oficializat, a aflat, de fapt, lumea, pentru că noi între timp, în alea 6 luni, nu mai eram. Da. Se rupsese lanțul de iubire, vorba lui Dan Ciotoi. Și am mers separat, eu m-am mutat în alt loc, au rămas acolo unde stăteam împreună și până la urmă și ea avea să se mute în altă parte, și dar tot timpul apropiat, adică am ținut să fim apropiați ca să nu-l chinuim pe Leon, să-l plimbăm dintr-un colț în altul al Bucureștiului. Și nu trebuie să simtă oricum animozități între voi sub nicio sau formă, niciodată. Și mai ales că ne putem ajuta, că dacă unul are o urgență, de exemplu, ce acum a fost acum înainte să vin, m-a rugat care avea nevoie să ajungă la o programare, să mă duc eu să-l iau pe Leon de la centru, să stau cu el până când se termine programarea și apoi să vină să-l ia, încât să pot ajunge aici. Același lucru s-a întâmplat și eu când am avut emisiune și Leon trebuia să ajungă la un alt centru unde face recuperare pe partea de ergoterapie, că face și kineto și ergoterapie și seara și fizioterapie acasă, adică are 3 tratamente pe zi, care însumat înseamnă aproape 4 ore jumate de tratament zilnic. Și am făcut și pasul de a-i achiziționa un aparat de fizioterapie tocmai pentru a face acasă, să mai reducem din costuri, pentru că practic și a face efort, și din efort du-te vino. Da, și din costuri mai ales, că costuri, și asta contează da. Mult, pentru că înseamnă odată să te duci până acolo, drumul ăla costă, dus întors, da. Ședința costă și așa am zis, dacă luăm un aparat acasă care nici nu e foarte ce mare, electrostimulare, da, zice, da, cu așa de fizioterapie, da. E bine și e exact pentru aparatul, e pentru lui? Atrofie musculară. Da, da, da. Vreau să te întreb ceva, dacă vrei răspuns, dacă nu este nicio problemă. Știu că a scris presa că pe finalul căsnicei voastre, Oana a făcut video chat. Spune-mi un lucru, crezi că a fost efectiv sacrificiul unei mame care a găsit, a căutat orice soluție pentru a salva copilul sau ai privit asta ca un lucru, nu știu, care nu ți-a plăcut sau nu ai fost de acord? Cum ai perceput? Nu sunt în măsură să judec aceste lucruri. Percepția ta vis-a-vis de lucrul ăsta? Nu am căutat să văd ce și cum, pentru că oricum, cumva ajunsesem la final. Și oricum ce a făcut ea în primă instanță era vorba de un videochat non-adult. Adică nu presupunea ca să se dezbrace. Ca o psihoterapie, nu? Da. Nu se punea problema să se dezbrace. Da, din păcate, da. În timp, după ce ne-am despărțit, în timp, lucrurile probabil s-au schimbat, dar așa a fost să fie. Și s-a terminat și asta, nu mai lucrează în domeniul ăsta, ea se ocupa acum să facă actorie și așa mai departe. Vom vedea.
Da. Iar tu, legat de carieră, ce proiecte ai mai avut? Pe voi, pe artiști, perioada asta v-a lovit foarte tare. Da, foarte tare. Nu, n-am mai avut posibilitatea să cântăm absolut deloc, însă pregătim foarte multe piese în studio în momentul ăsta și chiar o să ieșim cu o nouă piesă, Alb Negru, în zilele ce vor urma. Minunat! Iar am și partea de piese solo pe care o fac și colaborări cu alți artiști care nu se lasă chiar așa de mult așteptat, o să le vedeți în curând. Important e să fim sănătoși, așa, să ducem totul până la un bun sfârșit și să ne revedem cu zâmbetul pe buză de fiecare dată când va fi cazul. Aș vrea așa, pe finalul emisiunii, să te rog un lucru. Știu că de ziua lui Leon a cerut anul acesta să-i cânți. Da. Da? Și aș vrea să ne cânți, nu știu, ce-i place lui mai mult? Ce crezi tu că îl motivează? Care e melodia care l-ar motiva pe el cel mai mult? Ca să încheiem așa într-un vibe pozitiv cu toții. Leon mi-a zis de ziua lui anul acesta, că venise și mamica lui pe la el, a zis că vrea un tort și multă fericire. Și îi place de asemenea piesa Champs-Élysées, lui îi plac foarte multe piese. Dar piesa Champs-Élysées vrea să o cânte pe boxuță, chiar pe Champs-Élysées în Franța, după ce eu îi doresc va merge. Și e un refren pe care mi-l cere constant să-l cânt. E o piesă de-a lui Joe Dassin, care începe așa. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Mulțumesc, Camara. Cu plăcere. Și sper că data viitoare când vei veni la noi în emisiune să spui că totul merge nu bine în viața ta, ci foarte bine. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos și că pot să duc această luptă alături de Leon și de Oana și să-l luptă pe care picioare. O veți câștiga, cu siguranță. Așa să fie, cu voia bunului Dumnezeu. Mulțumesc, mulțumesc că ne-ați urmărit și voi. Nu uitați de Leon și ne vedem săptămâna viitoare.